Deși suntem deja la jumătatea lui aprilie, Direcția Transport din cadrul Primăriei Chișinău ne asigură că până la sfârșitul acestei luni, lucrările de reparație a mai multor străzi importante din capitală vor fi finalizate în pofida temperaturilor scăzute și precipitațiilor anunțate pentru aceste zile. Deci în sectorul centru, pe strada Viaduc, Ciuflea, Ismail și Gagarin, bulevardul Gagarin, în sectorul Buicani, pe calea Ieșilor, Mihai Viteazul și Vasile Lupu, în sectorul Râșcani, pe calea Orheiu, strada Petricani, strada Doina, bulevardul Moscului și strada Chiei, în sectorul Botanică, e bulevardul Dacia, Viaduc, deci șoseaua Muncești, și în sectorul Ciocana, Mircea cel Bătrân, Vadul lui Vodă, Milescu Spătară și strada Bucovina. Totul e bine și frumos, însă nici cei de la primărie nu cred că vor reuși să termine la timp aceste lucrări. Cauza, ca de obicei, este vremea nefavorabilă. Observat reacția mea la terminul stabilit, domnul primar general, ziua de miercuri, într-adevăr, noi putem să atenuăm așa faptul ca factori climaterice. Deci sperăm dacă va fi posibil să finalizăm, cum am spus și în raportul meu, dar clar că ex-grupul nu poate lucra cu ploaie. Din păcate nu s-a descoperit așa tehnologie. Pe lângă asta, spun autoritățile, săptămâna aceasta vor fi demarate și licitațiile pentru reparația străzilor secundare din capitală și a curților de bloc. Un total de 30 de milioane de lei urmează a fi bugetate de primărie pentru efectuarea acestor lucrări.